Par nebun în ochii oamenilor să spună Duhul Sfânt, du-te și pun-te în cap lângă mașina de Coca-Cola la Petrom. Da, da, frate, dar Domnul nu ne spune. Știți de ce nu ne spune? Că noi nu suntem gata să-L ascultăm. Frați și surori, slujirea noastră să fie cu bucurie. Atât în casa Domnului, cât în afara casei Domnului. E frumos să facem o slujire aici în casa Domnului. Dar examenele cele mai mari nu le dăm în casa Domnului. Noi dăm examene în casa Domnului. Dar cele mai mari examene le dăm poate la un magazin, în fața unui mall, la un colț de stradă, într-un tren, într-un autobuz, la un loc de muncă. Sunt mulți care s-ar putea tu și eu să fim un tâlhar. Noi să fim oamenii care le răpim nădejdea unora. Noi să fim oamenii care printr-o privire, printr-o vorbă, printr-o atitudine greșită, să-l facem poate pe un tânăr să nu mai vină la adunare. S-ar putea să treci pe lângă un tânăr și să trebuiască să dai pacea Domnului. Ascultați bine ce vă spun. Lucrul ăsta mi-a venit acum. S-ar putea să trebuiască să dai pacea Domnului, să întrebi pe cineva, ce faci? Cum mai ești? S-ar putea să trebuiască să te rogi pentru cineva și să nu o faci. Și ție să-ți apară că ești ok, că ești bine. Aș vrea să spun că ești greșit. Eu am o experiență de felul acesta. Eram într-una de zile în biserica Bethel din Detroit. Țin minte, era un prieten de-a meu, cred că nu mai știu cine, și urma să predice. Și am ieșit puțin afară, m-am dus până la mașină. Dumnezeu m-a scos afară. Să duc ceva, să aduc ceva, nu mai știu, nu mai rețin exact, dar țin minte această fază. Când am venit de la mașină, unde era culoarul de intrare și ușa de intrare de afară, în partea stângă era o tânără. Și sta așa cu capul în jos. Și în graba mea am trecut pe lângă ea și am pus mâna pe clanța ușii și Duhul Sfânt a strigat, întoarce-te înapoi. Du-te și dă pacea Domnului. Și întreabă Becky, ce faci? O cunoșteam, îi știam numele. Dar eu vreau să ascult cuvântul Domnului. Noi vrem să ascultăm pe Domnul. Numai nu vrem să facem ce vrea Domnul. Și am deschis ușa. Și Duhul Sfânt mi-a mai spus odată. Întoarce-te înapoi. Du-te, dă mâna, dă pacea Domnului și întreabă Becky, ce faci? Și Duhul Sfânt o trebuie să mai spun o dată, mai imperativ, mai puternic, să aud vocea aia lui Dumnezeu. Noi ne place să auzim, așa vorbește Domnul, fă asta, fă asta. Noi ne place să auzim, poate o predic așa pe... Asta e punctul meu, asta nu e punctul meu. Dumnezeu ne vorbește în noi înșine. Vorbește cugetului nostru, vorbește prin Duhul Sfânt inimii noastre și Doamne ajută-ne să luăm aminte. Nu a fost lauda mea, a fost harul lui Dumnezeu că m-am întors. M-am îndreptat spre ea. Am întins mâna și am spus, Becky, pacea Domnului, ce faci? Și tânăra asta a început să plângă în hohote. M-am și speriat, a zis, Becky, ce s-a întâmplat? Și îmi spunea, de 3 luni de zile n-am lăsit la rugăciune. De 3 luni de zile am fost la tine în casă la rugăciune, am fost marți, am fost luni, de 3 luni de zile am fost în fiecare zi, de 3 luni de zile am așteptat să-mi vorbească Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mi-a vorbit nimic. 3 luni de zile Dumnezeu nu mi-a dat niciun semnal. Și când te-am văzut că ești afară, am spus, mă pun în calea ta și dacă te vei opri în dreptul meu și vei întinde mâna și vei spune, pacea Domnului Becky, ce faci? Ăsta va să fi semnul că Dumnezeu mă iubește. Dacă nu, eram gata să-mi iau chiar și viața. S-ar putea Dumnezeu să te pună la încercare. S-ar putea să zici că îi slujești, să vorbea aici de slujire. S-ar putea să spunem că slujim Domnului în casa Domnului. E frumos să slujim Domnului în casa Domnului. Dar mai frumos este cum slujim Domnului în afara casei Domnului. Cum slujim Domnului în societatea asta. Cum slujești Domnului la locul de muncă, la școală, când mergi la mall. Când întâlnești un om din acesta care întinde mâna. Care s-ar putea să fie pentru încercarea ta pus acolo. Referitor la slujire. Spunea fratele Cornel de cum vreți să slujiți. Mi-am adus aminte de cineva din Canada
Tot un tânăr care tare vrea să slujească Domnul. Și Domnul, vreau să fac și eu ceva pentru tine. Și era dornic să facă ceva pentru Domnul. Și Domnul a spus, vrei să faci ceva pentru mine? Da. Într-o zi când venea cu mașina de la lucru, Duhul Sfânt îi spune, ieși afară de pe expres, de pe autoban, du-te la stație, gas station, stația de benzină de pe stradă cu tare, intră înăuntru și pune-te în cap lângă mașina de Coca-Cola. Și ăsta se scutura, Doamne Iisuse, ce gânduri! Dar nu vine Duhul Sfânt așa să-mi spui. Și conducea mașina spre casă, venea de la lucru și Duhul Sfânt îi spune, vrei să slujești Domnului? Oprește! Du-te la stația de benzină de pe stradă cu tare, intră înăuntru, pune-te în cap lângă mașina de Coca-Cola. Și el vrea să slujească Domnului, dar avea îndoieri. Că vrea să-i spună Domnul în altfel, nu așa. Și Duhul Sfânt i-a spus a treia oară, oprește, întoarce-te înapoi. Du-te și fă ce s-a spus. Și foarte mișcat de o simți prezența lui Dumnezeu. Era vocea lui Dumnezeu care vorbea. Opri mașina, s-a întors înapoi, a venit, a intrat în parcare acolo, s-a uitat, nu era nicio mașină. Parcat el, s-a dat jos de mașină, s-a mai uitat împrejur. O deschis ușa, au intrat înăuntru, s-a uitat așa înăuntru, s-a uitat cine era la caserie acolo, era un bărbat de prin India, Bangladesh, așa ceva, și s-a uitat la el, ăla s-a uitat la tot la omul care a intrat, s-a uitat, a văzut mașina de Coca-Cola, s-a îndreptat spre mașina de Coca-Cola și ca unul care știa că îi vorbea Dumnezeu. Și s-a pus în cap, picioarele în sus, lângă mașina de Coca-Cola. Și cum el stătea așa și vedea, că era cu capul în jos, dar îl vedea așa pe cel care era teșghea, omul de la teșghea a început să-i dea lacrimile și era pregătit să vină. Și el imediat s-a dat jos și zice, nu sunt nebun. Eu nu sunt nebun, plec, nu suna poliția. Nu, te rog frumos. Și omul a zis, stai puțin, nu pleca. Vreau să te întreb ceva. Și l-a întrebat omul acela, cine ești? De ce ai făcut ce ai făcut? Și a zis, nu, dacă îți spun, o să crezi că... Spune-mi. Mi-a vorbit o voce, mi-a vorbit Dumnezeu, spunea tânărul acesta. Și mi-a spus să vin la stația asta de benzină. Să mă pun în cap lângă mașina de Coca-Cola, că eu tare am vrut să-L slujesc, să fac ceva pentru Dumnezeu. Și vocea aia mi-a spus să vin. Și, dar nu-s nebun, dacă... Și plângând, omul acela a spus, stai să spun ceva. În urmă, cu câteva luni de zile, a venit aici să-și pună benzină un tânăr, mai tânăr ca tine, și mi-a vorbit de Iisus. Cuvintele acelea care mi-a spus tânărul acela, că mi-a spus că Iisus mă iubește și pe mine, m-au frământat în ultimele 3 luni de zile. Și am spus în mintea mea, Dumnezeule, Iisuse, dacă Tu existi așa cum a spus tânărul acesta, dacă într-adevăr Tu ești Dumnezeu cel adevărat, vreau să vină un om să se pună în cap lângă mașina de Coca-Cola și atunci eu cred în existența Ta. Ăsta este Dumnezeul nostru. Par nebun în ochii oamenilor să-ți spună Duhul Sfânt, du-te și pune-te în cap lângă mașina de Coca-Cola la Petrom. Na, dar frate, dar Domnul nu ne spune. Știți de ce nu ne spune? Că noi nu suntem gata să-L ascultăm. Tânărul acesta, eu vă spun că nu vă spun povești auzite de alții, vă spun lucruri care sunt verificate. Omul acesta a avut cea mai frumoasă experiență cu Dumnezeu și datorită faptului că El a ascultat, un altul care ar fi vrut să-L creadă pe Dumnezeu a primit răspunsul că Dumnezeul nostru există. Dumnezeul nostru există la Deva, în Africa și în America, același Dumnezeu. Amin.